Inspectorii ITM au depistat o persoană angajată fără forme legale la Grafic Beta Invest. Firma care tipărește publicația Bună ziua Iași, controlată de Ghiocel a Simionesei. Pentru această încălcare a legii, administratorii firmei vor trebui să achite o amendă de 3.000 de lei. Asimionesei susține că nu a greșit cu nimic, pentru că în acte el nu este patronul firmei. Scoate de la Registrul Comerțului, vezi cine sunt asociații și nu mă mai suna pe mine. În evidențele de la Registrul Comerțului, Grafic Beta Invest este condusă de Georgeta Climescu și Ioan Beșleagă, nimeni alții decât contabila și, respectiv, portarul de la publicația Bună ziua Iași, controlată de familia Simionesei. Inspectorii ITM au mai amendat alte aproape 190 de firme din județ în primele 3 luni ale anului, iar valoarea amenzilor depășește 800.000 de lei. Din luna mai însă, sancțiunile vor fi cu mult mai aspre. Noul cod al muncii prevede amenzi care pornesc de la 10.000 de lei și chiar sancțiuni penale pentru cei care au peste 5 angajați la negru. Noul act normativ care modifică legea 53, codul muncii, va intra în vigoare la sfârșitul acestei luni, moment în care pentru fiecare persoană depistată angajatorul riscă o sancțiune de 10.000 de lei, de la 10.000 la 20, urmând ca în momentul în care numărul de persoane depășește 5, angajatorul să răspundă penal.